Încât mulți s-au zguduit. Nu. Și vreau să vă spun din toată inima că eu nu iubesc reclama. Nu iubesc nici să fiu ridicat și nici să fiu lăudat. Dar pe când cântam cântarea, simțeam de la Domnul ceva. Faptul că fratele m-a lăudat, eu n-am primit, dar sunt mulți aici care se pretinde că sunt cineva și sunt tare înțelepți. Și cei mândri nu poate să suportă să fie altul ridicat. Eu nu iubesc lucrul acesta. Probabil că Domnul a îngăduit vorbirea aceasta să vadă gândul tău, să vadă ce spui tu, ce gândești tu. Și un om mândru niciodată nu poate să suportă să fie altul lăudat. Saul, atât de mândru era, rege, împărat pe vremea aceea în Israel, când a fost lăudat David, n-a putut să suporte lauda lui David. Și a început să intre invidie în așa fel încât să o moare. Dacă există cineva aici invidioși și există cineva aici geloși, Domnul să curățească inima. Amin! În adunările când e invidie și când e gelozie, acolo sunt probleme. Aleluia, așa este. În orice adunare, acolo vorbește, unde este Doamne, invidie și gelozie și nu poate să suportă pe cineva care vorbește mai bine ca el, îl face în așa fel încât să-l doboare. Vorbește, de la o cântare, de la cuvânt. Dacă nu e trezire și nu e veghere în astfel de adunări, se împart adunările, încep dezbinările, partidele. Faptul că în Israel era împărat, era rege acest om, acest Saul, tot faima. Vorbeam duminică seară în Vrancea despre lucrul acesta. David aducea faima Israelului, faptul că l-a învins pe Goliat, faptul că era unsul Domnului. Tot faima Israelului aducea și faima împăratului Saul. Faptul că cineva predică binecuvântat aici și este uns de Dumnezeu și are un har de la Domnul, aduce faima Domnului. Aleluia. Și adunarea e binecuvântată. Glorie Domnului. Te rog, dacă simți tu care nu poți să suporți pe altul, roagă-te Domnului tău. Amin, Doamne, să te elibereze de astfel de gânduri. Amin. Dacă ai astfel de gânduri, nu o să propășești niciodată. Urmărești ce vorbește. Încep să judeci. N-am vorbit aici bine. Aici n-am vorbit bine. Numai că nu poți să suporți. Dar când ai Duhul smerenie în inima ta, întotdeauna ești înălțat de Domnul. Vorbește, Doamne. Când te supui și te smerești, și chiar dacă ești înțelept, mai înțelept ca mine în cuvânt, chiar dacă ești mai binecuvântat, mai luminat, și chiar dacă e unul slab în adunare, roagă-te pentru el, Doamne, dă-i har, dă-i putere, Doamne. Aleluia. Nu-l săpa, nu-i căuta motive, nu-l corecta, ci mai degrabă roagă-te pentru el. Să-i dea Domnul putere, să-i dea Domnul har, tocmai pentru că sunt invidii și gelozii în adunări, se despart adunările. Invidia nu poate să vadă pe altul mai sus ca el. Gelozia nu poate să suportă pe altul mai bun ca el. A venit vremea când Saul atât de multă vreme l-a urmărit pe David, numai să termină viața. Lui Saul nu mai convenea și nu se mai lupta cu dușmanii lui. Și urmărea, considera că e dușman David. Și David era unsul Domnului. Și l-a urmărit pe David, l-a urmărit pe David. Și Dumnezeu i-l-a dat lui David în mâna lui să ia viața. Și David a zis, nu. Nu. Ascultă, omule. Dacă nu poți să suporți pe fratele tău și te consideri mai ceva, vine vremea când acel care e smerit, Dumnezeu pe el îl va ridica și pe tine te va face de rușine. Saul atât de mult l-a urmărit pe David, încât David a zis, mă urmărești, cine crezi că sunt înaintea ta, un purice? Așa a zis David. Viața ta a fost scumpă înaintea mea astăzi, privește colțul din mantaua ta și ulciorul. Și spunea frate un lucru. Și sabia. Ascultați, dacă tu urmărești pe fratele tău și ești pe urmele lui și ești gata și-l sapi și-l vorbești de rău, gândește-te că puterea Domnului se va lua de la tine, harul lui Dumnezeu,
și ungerea Domnului se va lua de la tine și vă rămâne întotdeauna de rușine. Și pe cel smerit care Domnul vrea să-l folosească, îl va ridica din dreapta în dreapta. Și vei spune la un moment dat, cum a zis Saul, Davide, ești mai bun ca mine. Ești mai bun ca mine, Davide. Nu știu de ce mi s-a dat cuvântul acesta. Dar eu cred că e de folos în adunările lui Dumnezeu. Vrășmașul în ultimile clipe, finala, în care se dă luptă, cea mai puternică luptă. Diavolul, Biblia spune că știe că mai are puțină vreme. Și el dă lupta să sape, să distrugă, să nimicească. Să ia puterea din adunare. Să descalță pe cel cu râvnă. Să ia har din adunare. Asta e lupta lui. Lupta lui nu-i cu cei de afară, că sunt ai lui. Lupta lui puternică în interior, în adunare. Când vede că e har, când vede că e unitate diavolul, când vede că e putere în adunare, când vede că Domnul botează cu Duhul Sfânt, scrâșnește și dă turcare ca un leu. Și cuvântul Domnului spune, împotriviți-vă lui tare în credință. Și leul care se pretinde că e leu se răgnește, dar nu e leu. Răgnește ca un leu. Răgnetul lui vrea să pune frica în tine. Răgnetul lui vrea să spună, nu ai biruință, nu poți să ajungi. Zi Domnului, Doamne, Tu ești tare în mine. Aleluia. Și prin tăria Ta mă voi împotrivi diavolului și diavolul va fugi de la mine. Mărire Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei frați și surori, în aceste vremuri, vremuri grele, vremea sfârșitului, gândiți-vă, Domnul trebuie să vină. Și dacă nu avem la bază, cum s-a citit în cuvântul Domnului, dacă nu avem veghere, nici credință, o să-ți pierzi credința din pricina nevegherii, și nici tărie n-ai să primești. Când nu e veghere, nu e nici tărie. Când nu mai e veghere, nu e nici dragoste. Când o să mai fie veghere, nu mai vrei nici cu adunarea. Când nu mai e veghere, sap groapa pentru altul. Pentru că nu mai veghezi. Dar când veghezi, întotdeauna vezi pe fratele tău mai mare ca tine. Aleluia. Pentru că ai veghere la bază. Ai rugăciune la bază. Când deschizi ochii la miezul nopții, te pui pe genunchi și te rogi înaintea Domnului și ce spui, Doamne, vremurile sunt așa de grele, încât nu știu dacă voi birui, dar cel ce este în mine e mai puternic decât ce este în lume. Tăria aceea puternică a lui Dumnezeu este Domnul. Și vreau prin harul lui Dumnezeu să vă îmbărbătez în această seară. Vegheați! Fiți tari în credință! Fiți oameni, întăriți-vă! E vremea de veghere! E vremea de apropiere de Dumnezeu! E vremea să nu te mai uiți la zăbiciunea fratelui tău! E vremea să nu mai urăși! E vremea să nu mai iubești gunoaiele lumii, cum s-a citit în această seară! E vremea să te proșterni în genunchi! E vremea să stai înaintea lui Dumnezeu ca un soldat! Și să spui, sunt gata, Doamne, de luptă! Îmbracă-mă în putere să mă duc în luptă! Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva duhurilor răutății. Și dacă n-ai îmbrăcămintea, cazi în luptă! Luați toată armătura lui Dumnezeu, spune Efeseni 6:14, căci cu armătura poți să fii biruitor. Când nu mai ai armătura, tocmai de aceea păcătuiești. Când nu mai e veghere, tocmai de aceea vorbește gura ta minciună. Când nu mai e veghere, tocmai de aceea intri în puritate de ură în inima ta și de judecată. Când nu mai e veghere, tocmai de aceea duhul lăcomiei cuprinde inima ta și îți dă târcoale și vine un duc de nemulțumire. Poți să ai, să ai, să ai și tot nemulțumit ești. Și tot să aduni, tot să aduni.